Salut și am găsit la un nou video și pe acest canal. Astăzi vom transfera un singur jucător din fiecare națională de la Euro. Ați auzit bine, asta vom face în videoclipul de azi. O să fie destul de interesant să alegem acolo jucători pentru că avem voie doar un singur jucător. Și după cum știți, dacă pic o echipă bună cum ar fi Anglia, vom putea să alegem Harry Kane, Bellingham, Foden dacă vrem. Sunt mulți jucători foarte, foarte buni, dar noi trebuie să alegem un singur jucător. Desigur că această echipă de la Euro, să zic așa, va fi toată pusă la Sheffield United, cam cea mai proastă echipă din Premier League. Am scos o jucătorii cei mai buni din echipă, am lăsat portarul mâncare. Și desigur că Sheffield United este și în Champions League, ca să vedem cum se descurcă echipa. Noi vom simulat două sezoane și în aceste două sezoane vom vedea ce reușește să câștige echipa de la Euro. E bine, ca să facem chestia asta prima și prima oară avem nevoie să schimbăm formația, adică nu avem voie noi să alegem formația, trebuie să dăm spin pentru ea. E bine, și aici avem o roată foarte, foarte interesantă cu toate formațiile din joc. Hai să vedem totuși ce ne pică, dăm aici pe spin it și hai să vedem, te rog, o formație decentă, haide. 4-4-1-1. Ok, ok, interesant. E bine, și se pare că 4-4-1-1 arată așa. Nu este rău, nu este rău. Bine, momentan echipa noastră nu are nicio treabă cu formația asta, însă pe parcurs o să aibă. Avem 4 fundași normali, left mid, right mid, cam și un striker. Ok, destul de decent. N-avem winger în special, dar merge și rămâ cu lămâ. Iar la jucător o să dăm la fel de roată și ce națională pică. Din acea națională o să vreau să iau cel mai bun jucător sau jucător care se potrivește la echipa noastră. Pentru că dacă avem un mijloc excelent, n-are sens să mai luăm încă un mijlocaș. E bine, și în această roată avem toate echipele care au reușit să se califice la Euro și care desigur au jucat în grupe. Avem Austria, Franța, Albania, Slovenia, Ungaria, Spania, Cehia, Serbia, România, Germania, Scoția, Ucraina, Elveția, Portugalia, Georgia, Polonia, Italia, Turcia, Danemarca, Belgia, Croația, Slovacia, Anglia și Holland, care este de fapt Olanda. E bine, haide să vedem ce pică pentru prima echipă și se pare că pică... Haide, haide! Serbia! Ok, ok, interesant, Serbia. Hai să vedem totuși ce jucători are Serbia. E bine, și avem aici 3 jucători de la Serbia. Îl avem pe Milinkovic Savic, Kostic și Vlahovic. 3 jucători foarte, foarte buni. Iar eu va trebui să aleg unul din cei 3 care să intre la noi în echipă. Și eu îl voi alege pe Milinkovic Savic pentru a ne întări mijlocul. E bine, dăm de roată, hai să vedem totuși ce pică și se pare că pică și este... Ok, este Netherlands, adică Olanda. Ok, ok, interesant, aproape de Anglia totuși. E bine, și avem aici 3 jucători de la Olanda. Avem Memphis Depay, Virgil van Dijk și Frankie de Jong. Chiar dacă Frankie de Jong n-a jucat națională, tot se pune pentru că este olandez. Iar sincer, n-am cum să ratez. Cred că van Dijk este cel mai bun fundaș de joc, așa că pe el îl voi alege. E bine, și îl punem și pe Virgil van Dijk în primul 11. Dăm iar de roată pe următoarea echipă și să vedem ce pică și se pare că este Georgia. Ok, ok, interesant, interesant. E bine, și avem aici un singur jucător pe care puteam să-l iau de la Georgia, pentru că restul nu sunt chiar așa de bun, cel puțin în EFC. Este vorba de Kvaratskhelia, un jucător care știți că am făcut și simularea acum câteva zile. Desigur că o să mergem și o să-l transferăm. E bine, mergem să-l punem și pe Kvaratskhelia pe partea stângă. Nu știu dacă o să intre, va trebui noi să-l transformăm într-un left mid. Să sperăm că nu durează mult. Îi dăm spin pentru următoarea națională și hai să începe pică și se pare că pică Danemarca. Ok, interesant, Danemarca. Hai să vedem totuși ce jucători are și Danemarca. E bine, și din Danemarca avem 2 jucători foarte, foarte buni. Højbjerg cu Christensen. Și să fiu sincer, cred că o să mă duc pe Christensen pentru că are o vreo mai mare și cred că avem nevoie de un nou fundaș. Așa că o să-l aleg pe Christensen. E bine, mergem să punem și pe Christensen în primul 11 lângă Van Dijk. Și trecem mai departe cu următoarea națională, care se pare că este Albania. Ok, ok, interesant, Albania. Hai să vedem totuși ce jucători are. E bine, și de la Albania nu prea avem ce jucători să luăm buni. Așa că, na, am ales aici 3 jucători, cam ce bun, 3 jucători din echipa națională. Și cred că o să vreau să aleg pe Uzuni pentru că este mai tânăr, presupun, nu este așa mare diferență și avem nevoie de un striker. Așa că o să aleg pe Uzuni. E bine, și merge să-l băgăm și pe Uzuni, nou în lustru atacant, care probabil o să fie schimbat, dar momentan este atacantul nostru. Îi dăm spin la următoarea echipă,
națională, hai să vedem totuși ce pică, se pare că pică Turcia. Ok, ok, interesant, Turcia. E bine, începem aici, trei jucători foarte buni de la Turcia. Avem pe Arda Güler, Çalhanoğlu și Kökçü. Trei jucători foarte, foarte buni și este foarte, foarte greu să mă decid pe cine să iau. Pentru că toți trei sunt mijlocași și sincer, cred că o să-l iau pe Arda Güler. Merită, chiar merită, un jucător foarte bun. Știu că Çalhanoğlu o să ne ajute foarte mult pe viitor. Pentru că n-au să simul în două sezoane, însă Arda Güler am încredere în el că ne va ajuta mai mult și o să-l transfer și pentru că a jucat foarte, foarte bine pentru Turcia. E bine, mergem să-l luăm și pe Arda Güler de pe banca de rezervă și-l punem în primul 11. Trecem mai departe cu următoarea națională care se pare că este... și este Slovenia. Ok, Slovenia. Ce jucători la Slovenia? E bine, și cum am putut să uit de Jan Oblak, care a reușit acolo să apere penaltiul lui Cristiano Ronaldo. Bine, cel puțin primul, al doilea nu prea a avut șanse, însă o paradă foarte, foarte bună a lui Jan Oblak. Este pe departe cel mai bun jucător de la Slovenia, așa că pe el vom transfera, mai ales că oricum avea nevoie și de un portar. Merge și luăm și pe Jan Oblak de pe banca de rezervă direct în primul 11, o să ne ajute extrem de mult, foarte, foarte mult o să naște. Trecem mai departe la următoarea națională și se pare că pică Ucraina. Ok, ok, Ucraina. E bine, începem aici niște jucători foarte, foarte buni de la Ucraina. Avem pe Tsigankov, Zinchenko și Mudrik. Și sincer, nu știu pe cine să mă duc. Adică avem nevoie de left back, însă avem nevoie și de right mid. Totuși e greu, greu. Adică hai să fim sincer, de right mid cred că mai facem rost. De un right wing, right mid, ceva trebuie să facem rost. Dar de left back, nu știu de la ce altă echipă putem să facem rost de un left back bun. Așa că o să-l aleg pe Zinchenko. Mergem să-l punem și pe Zinchenko în primul 11 și deja ne apropiem să completăm primul 11. Îi dăm spin pentru următoarea națională. Hai să vedem totuși ce pică. Și pică, ok, Polonia. Polonia, cred că o să pice Italia, dar nu. A picat Polonia. E bine, și din Polonia avem trei jucători foarte, foarte buni. Îl avem pe Lewandowski, pe Milik și pe Zielinski. Trei jucători foarte, foarte buni și grea decizia. Pentru că dacă luăm pe Lewandowski, practic ne-am asigurat atacantul. Da, și când o să plece Franța, va trebui să aleg al jucător, dar nu știu exact ce să fac acum. O să-l aleg totuși pe Lewandowski pentru că na, este cam cea mai bun jucător din EFC când vorbim de overall. Și na, asta este, o să pun pe banca de rezervă, oricum el are 34 de ani, așa că o să scadă. E bine, și le vom pune pe Uzuni pe banca de rezerve și vom veni cu următorul jucător, adică cu Lewandowski în atac. Trecem la următoarea națională care se pare că este Portugalia! Portugalia! Bine, hai să ne totuși pe cine alegem de la Portugalia. E bine, și avem aici de la Portugalia patru jucători foarte, foarte buni. Avem pe Bruno Fernandes, Ruben Dias, Cristiano Ronaldo și Bernardo Silva. Habar n-am, efectiv habar n-am pe gen să aleg. În atac, din păcate, nu pot să-l aleg pe Cristiano, chiar dacă mi-ar fi plăcut foarte mult să-l aleg, nu pot, pentru că deja l-avem pe Lewandowski și o să rămână doar pe banca de rezerve, așa că, da, Cristiano nu va veni la echipa noastră. Însă Ruben Dias, ce transfer bun ar fi pentru defensiva noastră, încă un monstru în defensivă efectiv, dar și în mijloc avem nevoie de un jucător bun. Da, este o alegere foarte, foarte grea, însă cred că o să aleg Ruben Dias, pentru că nu știu ce alt fundaș este mai bun decât Ruben Dias din naționalele care ne-au rămas. Așa că o să-l aleg pe Ruben Dias. E bine, și vom pune pe Christensen pe banca de rezervă pentru că intră un nou fundaș și acela este Ruben Dias. Dăm spin pentru următoarea națională și se pare că pică... pică Slovacia. Ok, interesant. E bine, și din Slovacia avem trei jucători foarte buni. Avem pe Lobotka, Skriniar și Hanko. Și să fiu sincer, fundaș avem. Așa că haideți să transferăm pe Lobotka. E bine, și Lobotka va intra și el în primul 11 ca să ne ajute acolo să trecem mai departe. Trecem la următoarea națională, hai să ne totuși ce pică și se pare că este Elveția. Oh nu, este Italia. Ok, este Italia. Okay. Hai să ne totuși ce jucători au și italienii. Bine, și avem aici trei jucători foarte buni italieni. Avem pe Nicolo Barella, Giovanni Di Lorenzo și Alessandro Bastoni. Și o să fiu sincer, clar, o să mergem pe Di Lorenzo. De ce? Pentru că nu avem un right back și avem nevoie neapărat de Di Lorenzo. Bine, și mergem să luăm pe Di Lorenzo de pe banca de rezerve. Îl punem în primul 11 și ne mai rămâne un singur jucător pe care trebuie să-l schimbăm în primul 11. Asta totuși se pică din următorul spin la național. Se pare că pică Elveția. Ok, pică Elveția. E bine, și de la Elveția avem aici trei jucători foarte, foarte buni. Avem pe Manuel Akanji,
pe Ceaha și pe Cobble. Este sincer să fiu, portar avem, mijloc avem, defensivă avem, deci nu știu pe ce înseau. E bine, și eu cred că o să-l transfer pe Cobble, presupune că ca portare de rezervă este foarte, foarte bun și avem nevoie de portare de rezervă. Așa că o să-l transferăm pe Cobble. E bine, și acum vom merge și îl vom pune pe Cobble pe banca de rezerve, unde o să ne ajute foarte, foarte mult. Trecem la următoarea națională și se pare că este... Spania, ok, Spania. Bun, Spania. E bine, și avem aici trei jucători foarte, foarte buni din Spania, Pedri, Rodri și Grimaldo. Dacă era Lamine Yamal în joc, pe el transferam clar, clar, 100%. Însă pentru că nu este, da, cred că o să mă duc pe Rodri. Adică, da, Pedri este foarte bun, însă Rodri are o valoare mare. Totuși ceva, hai mă să mergem pe Grimaldo, pentru că avem un left back destul de slăbut, zic eu. Zinchenko nu este chiar așa de bun, așa că haide să mergem pe Grimaldo. E bine, și mergem să-l punem pe Zinchenko pe banca de rezerve și îl vom lua pe Grimaldo și îl vom pune în primul 11. Trece la următoarea națională, care se pare că este Croația, ok. E bine, și avem aici trei jucători de la Croația și este clar pe ce să luăm. O să luăm pe veteranul Modric, pentru că are overall-ul de 86, chiar dacă are 37 de ani. O să ne ajute mult la echipă, așa că îl vom transfera, nu știu dacă o să putem să îl ținem două sezoane. E bine, și vom merge să-l punem pe Lobul ca pe banca de rezerve, pentru că va intra veteranul Modric în primul 11. Îi dăm spin pentru următoarea națională. Haide să vedem ce pică, te rog, ceva bun. Și se pare că pică Germania. Wow, ok, Germania. Trebuie să avem grijă să luăm un jucător foarte bun de la Germania. E bine, și din Germania avem trei jucători foarte, foarte buni. Musiala, Florian Wirtz și Joshua Kimmich. Este foarte, 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 foarte greu să aleg. Însă, cred că o să-l iau pe Musiala. De ce? Pentru că poate să joace și left mid. Noi avem formații cu left mid și am o idee interesantă, așa că pe Musiala îl voi alege. E bine, și acum îl vom pune și pe Musiala în primul 11, însă haideți să vară cum o să facem. O să-l punem pe Kvaratskhelia pe partea dreaptă până la urmă, o să transformăm într-un right mid, pentru că na, el joacă și left winger și right winger. Și pe Musiala o să-l punem pe partea stângă, left mid, dar trebuie să transformăm într-un left mid complet. Îi dăm spin pentru următoarea națională și se pare că pică Ungaria. Ok, Ungaria, interesant, interesant. E bine, și la Ungaria avem trei jucători foarte buni. Zloboslai, Orban și Gulacsi. Și cred că este clar pe ce o să alegem. O să-l alegem clar pe cel mai tânăr, pe Zloboslai. E bine, și îl vom pune pe Arda Güler pe banca de rezerve, pentru că o să intre Zloboslai în locul lui. Trece la următoarea națională, care se pare că este... Opa, este Franța, wow, era oricum între Franța și Anglia, însă se pare că pică până la urmă Franța. E bine, și avem aici trei jucători foarte, foarte buni de la Franța, însă nu înțeleg de ce Kylian este în continui la Manchester United. Se pare că îi place acolo, ori dacă nu, cred că am făcut eu o setare ceva la un dat. Kylian Mbappé, Karim Benzema și Antoine Griezmann. O alegere grea, chiar foarte grea, sau de fapt nu e grea, nu e grea, mă. Dar Kylian Mbappé este superior tuturor jucătorilor, așa că pe el îl vom transfera. E bine, și este momentul ca Lewandowski să treacă pe banca de rezerve. Aici în locul lui Uzuni, pe Uzuni, adică nu știu cum să fac aici, o să fac eu cumva. Însă în atac va intra Mr. Kylian Mbappé, noul atacant al echipei. Ce bine arată echipa asta în momente față. Ne-au mai rămas 6 echipe, pe care și România. Hai să ne totuși ce pică și se pare că va pica Anglia, wow! Ok, Anglia după Franța, ok. E bine, și de la Anglia avem trei jucători foarte, foarte buni. Bukayo Saka, Harry Kane și Jude Bellingham. Foarte grea alegere, însă noi avem nevoie mult de față de mijlocași, nu de atacanți, așa că îl vom alege pe Jude Bellingham. E bine, și acum va trebui să schimbăm cu adevărat echipa. Îl vom băga pe Soboslai pe banca de rezervă, Uzuni va fi schimbat și va intra Jude Bellingham în locul lui. 5 naționale le-a mai rămas, hai să vedem totuși ce pică și se pare că pică... Scoția sau Belgia? Belgia, ok, interesant, Belgia. E bine, și de la Belgia avem iarăși 3 jucători foarte, foarte buni. Clar, cea bun din lume este Lukaku, fără nicio îndoială. Însă mai avem și pe KDB și pe Thibaut Courtois. Thibaut Courtois este portar și ne avem deja 2 portari foarte, foarte buni, Oblak și Cobble, așa că o să merg pe KDB. E bine, și Modric va trece pe banca de rezervă. Bine, Arda Güler va trece mai jos puțin, asta este. Însă va intra
Kevin De Bruyne în mijloc. Și ne-au rămas 4 naționale: Cehia, Austria, Scoția și România, care nu știu cum a rezistat până acum, însă aparent a rămas și se pare că pică Cehia. Ok, ok. E bine, și din Cehia avem 3 jucători destul de buni. Avem pe Suchek, Barak și Patrick Schick, care, da, Patrick Schick este clar varianta pe care o să luăm, pentru că chiar a jucat foarte, foarte bine la Euro. Chiar a jucat foarte bine la Euro, așa că pe el o să merg. E bine, și Patrick Schick nu va prinde nici primul, nici pe nici banca de rezerve. O să stai aici pe banca aceasta de rezerve. Asta e, nu prea avem ce să-i facem. Și se pare că ne-au rămas 3 echipe: România, Scoția și Austria. Hai să vedem totuși cine pică. Și se pare că pică România, mă. Bine, mă, pică, mă, și România până la urmă. E bine, și l-avem aici pe Yanis Hagi, Florinel Coman și Radu Drăgușin. Este o alegere destul de grea. 3 jucători foarte buni români. Însă cred că o să-l aleg pe Yanis Hagi, nu doar pentru că are overall-ul cel mai mare, dar pentru că este fiul lui Hagi. Și clar Hagi știm că este regele, așa că îl vom lua pe Yanis Hagi. Ok, se pare că pe Yanis Hagi nu pot să-l iau, încercat eu tot, nu pot să-l iau. Este în loan, el vrea să fie în loan. Ok, ok, atunci o să luăm pe Florinel Coman în locul lui. Ei bine, și desigur că Florinel Coman va intra și el aici și tot pe banca aceasta, pentru că nu poate să intre clar și pe banca de rezervă. Mergem mai departe, unde vedem că ne-am rămas Austria și Scoția, în ce ne pică, și se pare că pică Austria. Ei bine, și avem aici 3 jucători din Austria, hai să ne păcem loc. Și cred că o să-l iau clar pe David Alaba. Este un fundaș foarte bun, are cea mare overall de aici. Și sincer, nu cred că mai avem nevoie de un alt mijlocaș, așa că haide să luăm pe David Alaba. Ei bine, și Lobotka va trece pe banca de rezervă și el va face ceva de genul. Și va veni desigur în locul lui David Alaba. Și trece și la ultima echipă, care desigur este Scoția. O echipă foarte interesantă, însă nu prea știu cine să luăm de la Scoția. Ei bine, și de la Scoția avem 3 jucători foarte buni: Andrew Robertson, Tierney și McGinn. Și clar, o să luăm pe Robertson, o să pe banca de rezerve sau poate intră primul 11. Este oricum un jucător foarte, foarte bun. E bine, și pe Zinchenko îl pune și pe el pe banca de rezerve, pentru că vine ultimul jucător la echipă. Vine Andrew Robertson. Și cu acesta completăm echipa de la Euro. Echipa Euro, să zicem. Primul 11 foarte, foarte bun: Mbappé, Musiala, Bellingham. Efectiv arată prea bine echipa. Mai trebuie doar să schimb pozițiile aici. Însă, în afară de chestia asta, uitați-vă puțin cum arată echipa asta. Și nu doar pe 11, și pe banca de rezervă. Incredibil, efectiv. E bine, înainte să începem simularea, vom avea nevoie și de diverse planuri la jucătorii pe care a transferat. Așa că mă voi duce și voi face diverse planurile. Revin într-o secundă. E bine, am făcut diverse planurile. Gvaraschile este un right mid, iar Musiala este un left mid. Însă durează până să schimbă total poziția. Am făcut diferent planurile, echipa arată excelent, echipa Euro. Așa că simulăm primul sezon să vedem ce reușește să facă echipa Euro în Premier League, dar și în Champions League. Hai să vedem totuși cine este câștigătorul balonului de aur și se pare că este Haaland. Ok, mă așteptam, ce-i drept. E bine, sezonul numărul 1 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată foarte, foarte bine. Au crescut mulți jucătorii. Bellingham la 90, Musiala a crescut și la 87, cam greu pe poziția left mid. Însă Mbappé a crescut și el și Kvaratskhelia la 89. Hai să vedem totuși cine a scris cea mai multe goluri. Se pare că a fost Kylian Mbappé cu 32 de goluri. Iar la asisturi se pare că este KDB cu 18 asisturi. Vedem însă că jucătorii de pe bancă au jucat și ei s-au pus la 85 overall. Cobol, care o să apă Cobol. Vedem că arată foarte, foarte bine echipa. Hai să vedem că reușim și se pare că nu reușim. Bă, suntem pe locul 3. Manchester City în continuare reușește să câștige aici Premier League cu 85 de puncte. Spurs pe locul 2, iar noi suntem pe locul 3. Emirates FA Cup reușim, nu reușește, câștigă. What? Cine e echipa asta? Peterborough? What? Ok, pe noi ne scoate Fulham cu 3-1. Ok. În Carabao Cup, hai să reușim. Se pare că reușim în Carabao Cup să câștigăm 3-1 versus Chelsea. Avem un trofeu totuși. Haideți să vedem totuși am reușit să facem în Champions League. Se pare că trenăm în grupa pe locul 2 cu 11 puncte. O grupă grea cu Paris Saint-Germain, AC Milan și Borussia Dortmund. În round of 6 se pare că dăm de Atletico Madrid pe care o batem cu 5-1 la general. În quarter final se pare că dăm de Barcelona, care ne scoate cu 5-2 la general. Bă, ce rapid ne-a scos, ce rapid. Și câștigă Manchester City. Wow.
Wow, chiar a jucat foarte bine Manchester City. E bine, am intrat în sezonul numărul 2 și în sezonul acesta, fiind și ultimul, trebuie să avem grijă de echipă încât să câștige UEFA Champions League. Dacă nu, asta este, se pare că cu echipa Euro nu reușim să câștigăm UEFA Champions League. Însă ca să facem chestia asta, trebuie să dau eu diferent planurile la jucătorii importanți, la cei mai buni jucători, și să sperăm că o să crească și o să joace foarte, foarte bine. Așa că revin într-o secundă. Bine, am făcut diferent planurile la echipă, echipa arată în continuare cam la fel, adică la fel. Așa că haide să simulăm și sezonul cu numărul 2, să vedem dacă data asta reușim până la urmă să câștigăm finala UEFA Champions League și de ce nu Premier League. E bine, haideți să vedem ce câștigă și Balonul de Aur anul acesta și se pare că este din nou Erling Haaland. De ce? Pentru că a câștigat UEFA Champions League. Asta este. E bine, sezonul cu numărul 2 s-a terminat și el. Hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine, însă vedem că Van Dijk a scăzut la 85 overall. Wow, cât a fost să scadă. Echipa în rest a crescut în mare parte. Wow, Modric la 73 overall. Da, a scăzut mult la unii jucători, însă la alții a crescut foarte, foarte mult. Adesea o să vedem cine a scris cea multe goluri și se pare că a fost Kylian Mbappé cu 44 de goluri. Wow, wow, câte goluri a reușit Kylian Mbappé să înscrie. Și la asisturi este clar din nou Kylian Mbappé cu 17 asisturi. Asta că reușim și se pare că nu reușim. Suntem pe locul 5, pe locul 5, wow. Efectiv, wow, cu această echipă reușim doar pe locul 5, mă, cu 62 de puncte. Manchester City câștigă din nou, ok. Emirată SFK reușim totuși, dar reușim să poatem pe cei de la QPR cu 2-1. Carabao Cup reușim să câștigăm, nu reușim aici, câștigă Tottenham, suntem scoși. Wow, de cine suntem scoși? Nici nu o să încerc să le pronunț numele, se scuza penaltiuri. Haideți să vedem ce am făcut totuși în Champions League. Se pare că grupa a terminat pe locul 1 cu 13 puncte, la egalitate cu Leipzig. În round of 6 se pare că dăm de Atletico Madrid, pe care o batem cu 5-1. Mi se pare că și sezonul anterior tot de Atletico Madrid am dat în round of 16. În quarter final se pare că dăm de Fenerbahce, pe care îi batem cu 2-0 la general. Iar în semifinal se pare că ne scoate Bayern pe bune. Bayern cu 6-5, cu 6-5 la general ne scoate Bayern și câștigă City. Wow, deci nu știu ce jucător are City, cum reușește să câștige. Ei bine, cam asta a fost simularea și construcția echipei. A fost foarte distractiv să construim această echipă. Chiar a fost destul de interesant să văd ce jucători aleg de la fiecare națională. Din păcate n-a reușit prea multe să facă, dar e ok, zic eu, este ok. Măcar a reușit câteva trofee. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să abonați în caz când ați făcut deja, să activați și clopoțelul. Eu am fost UnrealByte, v-am pupat. Pa, pa!